testul de sunet la uși. Ma, se aude aici. Să facem o accelerație. Nu te bag atât de tare în scaun. Astăzi facem comparația între Model 3-ul meu 2021 versus Model 3, practic modelul din 2024. Suntem alături de Alex din nou. Nu uitați pentru început să-mi spuneți părerea în comentarii, cum vi se par modelele, care vă place mai mult, de ce vă place mai mult. Sunt tare curios să vă citesc comentariile și eu și Alex. Să începem direct cu niște cifre importante. Este motorul, pentru că mașina aceasta are 280 de cai, un singur motor, și mașina aceasta are tot la fel un singur motor, dar 325 de cai putere. De asta mașina asta o să vedeți și la partea de test drive, că mașina asta este mult mai agresivă față de modelul nou standard. Bateria de la Model 3 nou este de 60 de kW, poți să ai o autonomie de 515 km, corect? Corect, 515. Mașina mea are o baterie de 55 de kW, este modelul 2021, și mașina mea poate să facă 430 de km. În partea din fața mașinii se vede imediat diferența care este. Avem farul noi, avem o bară nouă. Vă las la latitudinea voastră să spuneți care vă place mai mult în comentarii. Farurile mi se par mai frumoase la mașina mea. În schimb, mie îmi place mult mai mult spoilerul la mașina ta, pentru că are aceste detalii foarte interesante. Corect, asta spune și eu, pentru că farurile, da, sunt foarte mișto, sunt mai finuțe așa, dar bara mi se pare foarte simplă la tine, extrem de simplă. Și îmi place designul ăsta aici pe care îl are a mea, la modelul long range are un proiector aici, dar la mine îmi place că am trimul ăsta negru și nu este un proiector, arată destul de bine cu trimul ăsta negru aici. Și mi-ar fi plăcut să fi păstrat același spoiler și la Highland. Din laterală nu avem multe de spus. Este cam aceeași mașină, exact cum am zis și în videoul anterior. Nu avem prea multe ce să discutăm. Cam așa arată noile roți Aero de la noul model. Nu am acum eu capacele de la vechiul model, dar pot să spun că parcă pe nou model arată mai bine capacele Aero decât arată de pe vechiul. În spatele mașinii avem o schimbare radicală. Practic putem spune că este total diferit, pentru că avem stopurile acestea noi, care practic sunt un întreg față de mașina mea, unde este împărțit în două părți. Avem un difuzor mult mai sportiv pe noul model, care arată mult mai bine. Deci uitați-vă cum arată la noul model și cum arată la vechiul model. Mi se pare mult mai sportiv și mai frumos la noul. Cât despre stopuri, nu știu să vă spun care îmi plac mai mult. Rămâne la părerea voastră în comentarii să-mi spuneți care vă place mai mult, dar ce lipsește cu dezăfârșire la modelul ăsta și eu i-aș pune imediat, și din câte am înțeles, ei pune și tu imediat, ar fi un spoiler în spate, pentru că ar arăta foarte bine un contrastul cu un spoiler aici pus. Așa este, mai ales că tema mașinii mele este alb-negru. Când deschidem portbagajul se vede clar o îmbunătățire la calitate, pentru că aici avem un singur motor care deschide portbagajul și aici avem un plastic, pe când la noul model, capitonat, care dă feeling-ul de mult mai premium, și avem două motorașe care deschid portbagajul. Și inclusiv în partea asta de jos avem capitonat, față de vechiul model, unde este plastic. Și nu avem niciun loc de depozitare în partea dreaptă aici, deși 100% ar fi putut fi făcut și aici, pentru că se simte că e gol, dar în partea asta este un loc de depozitare destul de generos. Am pus mașinile într-o poziție mai ciudată și aici se vede clar că mașina mea a fost inițial albă, exact ca modelul ăsta de aici, dar acum și-a schimbat culoarea. Cam așa arată ușa pe interior negru de la mașina mea, cu alcantara pe aici și cu material moale pe partea asta. Și așa arată ușa la noul model, unde avem mare upgrade ambientală și pe interior alb avem toată partea asta alb, inclusiv buzunarele acum sunt capitonate, pe când la vechiul model erau doar plastic fără nimica pe interior. Testul de sunet la uși. Haideți să vedem cât de diferit este sunetul la noul model la vechiul. Se simte că este mai gol, dar nu e atât de rău. Hai să vedem și la ușa din față. Dar sunt curios cum se aude cu geamul jos. Cam murit. Hai să vedem la noul model. Încă o chestie, o paranteză. Nu se lasă geamul până jos de tot, nu știu de ce. La toate modelele noi, geamul nu se mai lasă până jos. Inclusiv la noul Volvo electric au făcut la fel. În fine, cu geamul jos la maxim, hai să vedem cum se aude când se închide. Și se lasă geamul jos. Și încă o dată în partea asta.
Mamă, se aude aici. Se vede diferența că s-a îmbunătățit practic sunetul la uși. La interior este cea mai mare diferență față de vechiul model. La noul model avem ecran nou în spate, avem în interior total diferit bordul, total diferit ușile și scaunele sunt perforate și ventilate față de vechiul model unde sunt doar încălzite. La vechiul model cam așa arată diferența, e bineînțeles îmbunătățit de mine cu un ecran acolo, cu trimurile diferite, dar în principal cam așa arată interiorul la vechiul model. Nu avem niciun ecran în spate, avem doar gurile de ventilație, le manevrăm noi manual. Și nu avem scaune ventilate. Ce pot să zic este că la modelul vechi îmi place mult mai mult ușa față de modelul nou care are interiorul negru, care nu prea îmi place sincer, volanul de la modelul vechi și volanul de la noul model. Suntem la partea de condus, cam așa e priveliștea de la volan și în primul rând nu mai avem deloc manete. Da, e foarte diferit la partea asta și arată foarte bine ambientalele, că deja ușor, ușor se face seară. Dar hai să plecăm de pe loc și să începem să vorbim care sunt diferențele. Punem piciorul pe frână, ne învață aici și după aceea dăm... Ea știe că deja că vreau să... Știe că trebuie să mergi în față, nu mai trebuie să dai nimic, da. Deci nu mai trebuie să dai nimic, da. Ok. Deci am apăsat pe frână și da, deja știe că mergem, da, în față. Da, pentru că era o mașină în spatele tău și a văzut-o. Prima intenție, deja am dat așa un pic, dar... Am văzut. E inerția, cred că și tu ai făcut asta de câteva ori la început. De câteva ori, da, la început. Până te obișnuiești cu semnalizarea pe volan, durează ceva. Mamă, dar e foarte... liniște la interior. Un set de geamuri suplimentar care sunt dublate, deci nu mai de aici. Corect. Deci practic geamurile astea de sus sunt duble din câte știu eu. Și cele, și din, cele spate, din spate, care la tine nu sunt duble. Dreapta sau stânga unde e? Dreapta. Ok. Mamă, iar am făcut. A doua oară când fac așa cu mâna ca să dau de semnal. Mamă, mă simt ca pe un orișor. Nu e ca la mine. La mine dăm mult spre Model 3 Performance, dar gândește că nu e Model 3 Performance. Știi cât de dureros e Model 3 Performance-ul? Da. E foarte dureros. Sunt niște băieți care au făcut un clip cu Model 3 2023, Model 3 Highland, adică acesta, și Model 3 cum ai tu, care este versiunea cu motor ceva mai puternic. Mm-hmm, modelul de pe performance, da? Da, și practic mașina asta este bară la bară cu modelul din 2023, mașina asta considerându-se 2024, iar a ta pe quarter mile iese cu câțiva metri în față, deci e clar mai rapidă cea pe care o ai tu. Da, acolo e diferența de cai. Practic, înainte la vechiul model Tesla, parcă trebuia să te lupți un pic cu ea. Parcă era o mașină mai bărbătească. Acum... Da, ideea este că simți mult mai mult că o conduci și că ești acolo ca lumea, știi? Exact, adică... exact. Exact ca la modelul meu, mașina este foarte cu minte, dă impresia că e o mașină cu minte, că nu ar fi cine știe ce rapidă, dar dacă bagi piciorul, se duce. Am observat diferența de accelerație acum. Nu te bagă atât de tare în scaun, dar tot e rapidă. Pentru cei care sunt obișnuiți, practic, cu o mașină uzuală, clar este peste, oricum. Sunt destul de multe persoane care ar opta pentru varianta asta, pentru că, deși, uite, mergi pe standard, nu te lovește atât de tare, știi? Da. Adică știu persoane care mi-au condus mașina și li se pare că, bă, prea mi-a apăsat pe accelerație și deja se duce. Adică se duce dureros de tare repede, știi? Deci avem în momentul de față 25. Așa se simte. N-ai nevoie de mai mult. Da, clar, clar. Ce e peste nivelul ăsta este un moft. Clar, clar. E mai mult decât necesar. La ce să facem? Da, oameni este traficul de vineri seara, cum spuneai și tu. Mărturisesc că numai eu conduc mașina și sunt foarte rar spre deloc în postura de asta în dreapta, în propria știu mea că... mașină. Din dreapta, accelerația pare mai violentă. Da, clar, când... știu asta. Asta e, se știe deja. Cu semnalul ăsta trebuie să te gândești mereu. Cel puțin la început, acum cum sunt eu, trebuie să mă gândesc mereu, bă, unde apăs ca să dau stânga? Mă uit neapărat de fiecare dată. Te-ai întâlnit până acum în postura să fii într-un sens giratoriu și să te blochezi? M-am obișnuit de acum, de când am semnalizatoarele pe volan, să semnalizez intenția înainte de a braca volan. Până la urmă te educă mașina, că așa este și bine. Corect, da. Deci, ca o mică concluzie, așa ce aș putea să spun, dacă ești genul de persoană care îți place și mai mult sportivitatea și vrei și mai mult, poți să mergi pe modelul 2021, că te lovește mai tare de tetieră, dar dacă ești omul care vrea mai mult confort, mașina asta este peste.
Adică la partea de suspensie, dacă dai într-o groapă, Doamne ferești, dacă denivelări, etc., se simt mult mai bine cu mașina asta. Dacă vrei să fii mai mult împreună cu traficul sau să simți mai mult șoseaua, modelul vechi era, practic. Sau dacă aveți copii ca mine, aveți și modelul ăsta. Avem și ecranul din spate și fetița mea poate să se uite la YouTube la drum lung. Asta chiar e un mare plus, cred că chiar e un mare plus. Și cu vechiul model, chiar fetița mea vocifera un pic din spate. Tati mă zdruncină. Da? Un nou model, da, a spus de câteva ori că mă zdruncină. Cam asta a fost videoclipul de comparație între vechiul model și noul model 3. Spuneți-mi părerea în comentarii ce model vă place mai mult și cam asta a fost, cred că nu? Ai uitat ceva. Ce? Like, share and subscribe. Corect.